Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Eu sunt Daniel din Maramureș, sunt orășan mutat la țară de aproximativ 10 ani și pentru al doilea sau al treilea an când îmi fac propriile altoiri la pomii fructiferi. Bineînțeles că am și cumpărat pomi direct altoiți din pepiniere, însă când ne dorim ceva mai special sau un pom, un măr, un fruct pe care îl vrem, pe care vedem la altcineva, e ușor să tăiem o crenguță și o să vă arăt cât de simplu se face altoirea la pomii fructiferi. În acest video, dacă îl veți urmări până la final, vă voi arăta și câțiva pomi altoiți deja de mine și cred că o să fie un video interesant, o să-i arătăm și la Victor cum se face altoirea, ca să știe și el, că și pe mine m-a învățat vecinii și prietenii și m-am uitat și pe internet și de acolo am învățat. Crenguțele astea de măr le-am cules acum vreo 2 săptămâni dintr-o locație îndepărtată și le-am păstrat la frigider, după cum vedeți, într-un șervețel umed și într-o pungă. Da, de ce? De ce? Pentru că în momentul în care ai tăiat de pe pom crenguța, ea se usucă dacă o lași afară sau suferă și atunci o bagi într-un șervețel umed și poate sta, după cum am văzut la unii, chiar și un an de zile. În cele ce urmează veți vedea cum am mers noi de a-mi lua crenguțele astea, cum le oculez Victor din vârful copacului, că pare că a uitat deja. Și vom reveni la altoire. Uite, ăsta e mărul. Ăsta-i fabulosul. Linge mai tare decât iarna. Numai că trebuie luat de acolo. Uau, da să-mi țapă. Ia, de tu copil. Ce de aia mai groasă? Mâna asta? Da, e da ceva, să ai pe cu ce să stai. Ai briceag acolo. Ai scule, da, e scule. Stai mai sub el. Pune căciula în cap. Și du-te mai sus. Știe Victor tăia copaci. Așa. Avem aici 4 crenguțe. Și o să o aleg pe cea care e cea mai viguroasă și cea mai bună. Asta pare să fie pentru că și e grosuță, are coajă mai zdravănă și pare mai bună. Pentru altoire aveți nevoie evident de crenguțele cu muguri. Aveți nevoie de un portaltoi pe care o să vi-l arăt imediat. Ăsta e un portaltoi de măr șovar. E un fel de măr sălbatic care crește foarte ușor și foarte viguros prin zona Maramureșului. Am văzut un pic de creștere pe el vara trecută, deci știm clar că s-a prins și acum o să-l altoim. Deci avem nevoie de portaltoi, crenguțe cu muguri, avem nevoie de un cuțit pentru a realiza procedura. Un cuțit foarte ascuțit. Eu și până acum și astăzi voi folosi un cutter cu o lamă nouă nouță. Am șters-o să nu fie ulei pe ea. Da, tati. Și mi se pare cea mai ușoară modalitate. Da, Victor. Uite, pe aici e ca când se rupe să se rupă pe astea. Se poți rupe pe secțiuni. Ai văzut că ai mai învățat ceva despre cutter. Așa. Veți mai avea nevoie de o bandă de altoire sau o pungă de nylon care se întinde. Eu am aici o bandă de aia de construcții pe care am mai folosit-o și am văzut că funcționează. Practic trebuie să fie o pungă care nu se sfâșie și să se întindă. Un pic cu asta vom lega punctul de altoire după ce realizăm altoire. O să pregătesc crenguța ce va fi altoită fără să deranjez acești doi muguri de rod. Și facem așa, o și scurtăm, dar ce ne interesează să formăm un V. V-ul ăsta vom lăsa coaja de pe lateral, pentru că acolo se va prinde, după gândirea mea, acolo se va face legătura între cei doi, între portaltoi și această crenguță. Eu m-am spălat pe mâini, dar oricum o să evit să pun mâna
direct pe zona asta care a fost tăiată. La punctul în care vrem să facem altoirea, vom tăia acest pomișor. De obicei, dacă pomișorul e mai gros, se folosește un ferestrău. Nu se întrebe asta. Nu, dă-mi ferestrăul tău de la asta. O veni Victor perfect cu ferestrăul lui. Ia uite, Victor. Am identificat locul unde vrem să facem altoirea și tăiem tulpina portaltoiului. Nu e un portaltoi foarte gros ăsta, dar eu cred că e suficient de gros pentru ce ne dorim noi. Dar nu îl doare pe copacul ăsta. Păi îl doare un pic, da. Bun. N-are ce face. O să crească un măr frumos din el. Poți să-l dau ăsta să-l... Poți să te joci cu el, nu mai am treabă. Poți să fii atent aici ca să vezi și tu cum se face. Acum, după ce am tăiat tulpina asta și a rămâne așa franjurită, mie îmi place să îi îndrept franjurile aia. Uite așa. Să-mi rămână o suprafață perfect dreaptă. Mă uit la crenguța asta cu muguri și identific poziția mugurilor în care mi-aș dori să crească ei. Și cum? Trebuie să o lipești? Hai să-ți arăt, uite acum îți arăt. Și o să vă explic apoi cum funcționează. Vezi, Victor? Da. Am tăiat în V și acum o să tai, uite așa, o crestătură în copăcelul ăsta. Vezi? Ca să poți să-l bagi V-ul. Exact. Aproximativ pe mijlocul portaltoiului. De aia se numește portaltoi. Portaltoi, că poartă altoiul, da. Adică poartă altoire. Practic. Acum o să iau banda asta și o să înfășor foarte, foarte strâns. Se poate face procedura asta și cu bandă izolatoare de la electricieni, dar practic orice nylon care nu se rupe la tine în mână e bun. Vezi, Victor? Și el se lipește într-un fel? Da. Copăcelul ăla, portaltoiul, el va încerca să se lipească de crenguța asta ce am pus-o noi. Știi? Ce mai poate respira copacul? Păi el respire, dar noi vrem să facem, acum facem un transplant. Adică mutăm. Adică îl replantăm. Îl păcălim pe copăcelul ăsta. Îl păcălim și îl ajutăm să... Dar nu înțeleg. Că... Deci copăcelul ăsta îl păcălim noi să trimită viață prin crenguța asta nouă ce am pus-o. Vezi-o? Ce nu înțelegi? Ai înțeles? A, deci noi vrem să ne iasă din alea. Și atunci ai dă viață la creanga aia și când crește mare, se face camărul ăla. Practic, noi vrem să se amestece una în alta. Păi nu se amestecă una în alta, că ai văzut cum am băgat crenguța acolo și de fapt, uite de la mine. Viața copacului circulă prin coaja asta, pe care o tot ai de la capătul ăsta de lemn, da? Și atunci noi am pus o parte din crenguța asta să fie chiar în zona cojii, la portal 2. Aici vă arăt un piersic altoit de mine cu 2 ani și am început să-i și formez coroana. Îmi place, sunt destul de mulțumit de cum a ieșit.
L-am alpăit într-un corcoduș, tot așa un corcoduș transplantat. Și vedem că legătura s-a făcut bine. Pomul încă trebuie să-și mai facă coajă ca să închidă rana. Aici am pus și niște mastic cu cupru. Se găsește în magazinele fitosanitare. Da. Îți mulțumit. Îți mulțumit de cum a ieșit. Ăsta e un piersic care are un gust foarte bun. Mi-e place foarte mult și sperăm să îl vedem mare și plin de rod. Aici avem ceva special. Avem un nuc crescut din nucă. Am primit de la cineva niște nuci foarte, foarte mari și am plantat în vreo 3 locuri în zona asta nuci. Am plantat cam 4 într-o groapă și doar unul mi-a ieșit aici. Sunt foarte bucuros de el. Anul trecut avusese crenguța cam atâta, le-am arătat copiilor și ziua următoare l-au rupt să juca cu mingea pe aici, așa că am pus niște cărămizi ca să protejez și anul ăsta cred că va avea o creștere mult mai avansată. Mă bucur că e sănătos, o supraviețuit iernii. Ia uitați-l, nucuțul meu. Da, nucii nu-s pretențioși, însă nu ai totdeauna norocul să-ți iasă din nucă, lucru pe care pe noi ne-o surprins și ne-o bucurat. Și așteptăm să-l vedem mare, să stăm la umbra acestui nuc. Mai avem aici niște portaltoi de măr, dar nu sunt foarte viguroși, așa că o să-i mai las anul ăsta și anul viitor o să altoiesc ceva măr în ei. Voi vedea eu. Și acum mergem la un măr de care eu sunt foarte bucuros. Am altoit din mărul ăsta ce-l vedeți aici. Un gust foarte special care mie îmi place. Nu-i Jonathan sau alte treburi, dar e un măr gustos care mie îmi place foarte mult. Așa. Cred că portaltoiul ăsta a fost cam de grosimea asta când l-am adus eu cu 2 ani. Anul trecut sau cu 2 ani l-am altoit, nu mai știu exact, dar tulpina lui s-a îngroșat. Punctul de altoire s-a prins, s-a închis. I-am pus și aici mastic de pomi. Problema a fost că în zona asta a fost priponit iancu și mi-a julit portaltoi în partea de jos și aici, așa că l-am doftorit un pic, cum se zice, dar văd că s-a prins, are o creștere destul de bună. Acum încerc să-l formez. I-am făcut 2 tăiere anul trecut și anul ăsta o să-l las să se lățească, să se mărească, să prindă vigoare. El își va închide de tot rănile astea și sperăm să mâncăm mere în curând de pe el. Aici avem un prun bistrițan altoit într-un prun negru. Asta nu e cea mai mândră realizare a mea, dar uite că s-a prins, pare că s-a prins cumva lateral. O să vedem cum reușește să se închidă și să se vindece, dar vigoarea altoiului foarte bună și vom vedea cum se dezvoltă. Pare să fie destul de interesant. La fel aici am un prun care s-a prins mai rău. Nu știu ce viabilitate are, cât va rezista, i-am pus și mastic și la ăsta. Tot în prun negru, prunele alea mici, care nu prea sunt bune de mâncat, nici la pălincă. La pălincă sunt foarte bune, dar sunt greu de cules fiind mai mici și așa mai departe. Dar și pe ăsta încerc să-l dirigez, să-l ajut. Aici avem un alun de soi. L-am cumpărat altoit de la cineva și am cumpărat cred că vreo 15-20 de fire. S-au prins și cred că de anul viitor vom începe să altoim și alun. Va trebui să începem să altoim alun, deoarece ăsta e altoit undeva prin zona asta. Nu-i clar acum, însă tot ce iese din rădăcină iese alun comun. Și atunci anul viitor, după ce o să se mai zdrăvenească lăstarii ăștia, vom lua
rămurele și vom altoi lăstarii de jos. În felul ăsta ne va face o tufă mai deasă și sperăm să avem mai multe alune. Aici se vede mai clar. Ia vedeți, avem doi lăstari viguroși de anul trecut. Ia avem și fazani prin zonă deja. Așa. Dar deocamdată nu sunt foarte viguroși alunii și lăsăm să se mai pornească. Deja am mâncat alune de pe ei și sunt alune foarte gustoase, așa că suntem foarte nerăbdători să altoim. Ăsta e un alun ce l-am adus eu de acolo de jos, de la capre, și uite ce tufă mare s-a făcut. Cred că pe ăsta am putea să și altoim anul ăsta, chiar o să altoim. Vezi, lenguțele astea s-au uscat, așa a făcut o tufă grozavă. Alunul are o viață foarte lungă, alunul trăiește vreo 20-30, dacă nu mai mult, de ani. Wow. Și dacă ai un alun de soi care să-ți facă și fructe, e foarte, foarte bine. Acum o să încerc să altoiesc un cireș aici, mi-am adus aminte, în zona aia de acolo unde am o parcelă neîmprejmuită și pe unde cam circulă căpioarele, acolo mi s-au prins 3 altoi de cireș. Dar au venit căprioarele și mi le-au mâncat. Și în partea asta avem o grădină mai așa pentru legume. Și avem un cireș crescut aici. Așa, s-ar putea să fie din cireșul ăsta, care e un cireș care a crescut mult prea mare, nu l-a îngrijit nimeni și s-a lungit până la cer. Și pentru că nu mi-e clar dacă e din cireșul ăla sau nu și nu sunt sigur că va face fructe la fel, o să încerc să-l altoiesc și asta. Văd că lucrările de arătură l-au deranjat, dar pare să fie foarte persistent și atunci voi tăia crenguța asta uscată și o să încerc să-l altoiesc. Să văd dacă ne iese. Dar nu e cam subțire. Subțire, dar nu e prea subțire. Vedem. Încercăm și aici o altoire la cireșul ăsta. Problema cu crengile de cireș că vârfurile sunt foarte subțiri și cireșul ăsta e cam înalt. Dar încercăm și o să vedem ce ne iese. Sperăm să ne iasă. O să vă ținem la curent oricum. Sperăm să avem și noi cireșe, că ăsta e un cireș foarte, foarte gustos, cu cireșe mari, negre, imense și foarte, foarte gustoase și cărnoase. Vedem, poate vă arătăm la vară, când mâncăm câteva cireșe din crengile astea ce se întind peste gar la noi. I-am făcut legătura și am dat la Victor de lucru să-mi curețe o creangă pe care o să o tot împlântăm aici. O să-i legăm un pic de bandă din asta, să știm mai bine, să-l vedem mai bine locul, să-l putem feri. Foarte important ce faci tu acolo, Victor, că degeaba am făcut eu altoirea dacă nu știm unde e copăcelul și îl călcăm sau îl tăiem cu coasa, da? Deci ce faci tu, cea mai importantă lucrare pentru cireșul ăsta și cred că tu o să mănânci cele mai multe cireșe de pe el, așa-i? Îți plac cireșele? Nu-i corect. Ce nu-i corect? Că doar eu o să mănânce cireșe. Nu doar el, am zis el, cred că o să mănânce cele mai multe, dar nu-i sigur. Că puteți să mâncați amândoi cele mai multe. Așa îmi place. Numai să aveți grijă de el. Eu minte n-aș la jumătatea vieții, voi sunteți viitorul, voi mânca cireșe. Așa e, Victor? Da. Ce-ți place mai mult dintre toate fructele ce le avem noi în curte? Cireșul. Cireșul? Da. Noi avem acolo cireș. Lasă că merem în video și le arătăm la oameni ce șpalier mi-am făcut. Șpalier? A, da, șpalierul, am uitat de el. Tu te-ai pus pe sculptat, Sofia, văd că.
Păi vreau să văd cum e făcut ăsta. Și chiar tare. Numai să nu te tai, că la mai tare foarte tare. Bun, lucrarea e terminată aici. Ok, eu mă duc și cireșul ăsta, pișpirel, sperăm să ne facă cireșe. Haideți să vă arătăm cum arată cireșii noștri cumpărați și ce fel de șpalier le-am făcut. Pentru cei care ați văzut cum am plantat cireșii în toamnă, aici avem un șir de vreo 10 cireși din toamna lui 2022 și am turnat și niște țevi cu niște cârlige. Avem un cârlig aici și unul sus. Firul l-am băgat așa de, așa de formă. Nu o să-l tensionez foarte tare încă, dar după ce îl voi tensiona peste o săptămână, două, deja asta îmi va permite să leg firele de cireș, uite așa, și să le aplec, să le dirijez, să le ghidez în direcția în care doresc eu. Se vede mai clar la ăsta, unde ne dorim să avem ceva de genul. Da? După ce se usucă betonul, cum ziceam, peste o săptămână, două, o să pot să tensionez foarte tare. Și ceva foarte important la care m-am gândit, ăsta e un fir de fibră optică. Când mi-a băgat internetul de fibră optică în casă, la băieți le-au rămas niște fir, pentru că am impresia că ea lucre cu fire de 50 de metri și nu se pot lipi firele, nu se pot lipi firele, nu se pot suda, și asta era surplus, le-a rămas. Lasă țeava, nu trage de ea. Așa că consider că e foarte bun firul ăsta, pentru că e un fir plastifiat. E cu ceva metal în el, dar e și plastifiat. Asta înseamnă că crenguțele de cireș nu vor suferi iarna în contact cu firul ăsta. Dacă e un fir metalic, crengile vor suferi. Și ăsta iar e firul vechi de la internet, care și ăsta are un, o șufă de metal în el. Și uite așa o să ne facem un șpalier excepțional la cireșii ăștia. Oameni buni, asta a fost video de astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Spuneți-mi în comentarii ce v-a plăcut din acest video. Sper că v-am dat curaj să faceți și voi altoiri dacă n-ați făcut încă. Ideea este să începeți, să încercați și vă veți perfecționa tehnica. Nu e un lucru dificil, câteodată ți iese, alteori nu neapărat, dar când îți faci tu cu mâna ta o altoire și începi să vezi pomul ăla crescând, te bucuri mult, mult mai tare. Vă încurajez să faceți și voi altoiri, lăsați-mi comentarii în partea de jos, aștept reacțiile voastre, dați acolo un like, dați acolo și cu o distribuire și vă mulțumesc pentru ajutor, pentru susținere, pentru tot ce faceți pentru noi. Orosan la țară, Daniel, vă salut, ne vedem data viitoare!